Camera rec? Rec camera. O secundă, sunet. Traianci, cu zici ceva? Ceva! Este acțiune! Foarte fantastic, noroc, Ioan, ne spune? Tare, pare bine. Și noi avem. Salutare, prieteni! Suntem în satul Zloți, în complexul agroturistic Zloți, aici unde este un punct strategic important. Trei raioane se întâlnesc în această arie, Cimișlia, Ialoveni și Leușeni. Așa, prieteni, suntem aici pentru Căușeni. Că... Căușeni, Vasile. Căușeni. Mă uși eu și la raion Leușeni. Anume, în această zonă se întâlnesc trei raioane. Căușeni, Ialoveni și Cimișlia. Noi suntem în Zloți, Cimișlia. E important de menționat. Suntem în perioada sărbătorilor de iarnă și vrem să simțim această atmosferă. Chiar dacă nu avem zăpadă, avem o energie extraordinară aici, prieteni, parcă totul s-a oprit în timp. Și aici, tan, 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 taran. Și vă dau cadri, tete. Dar să revenim la rețeta de astăzi. M-am gândit mult câtă carne am consumat în 2022. Ne-am dat seama că carne de porc cam e în top. De aceea am decis pentru rețeta de astăzi să aleg ceva mai delicat. Cât de delicată poate fi opțiunea, varianta cu carne de rață sălbatică, care cândva plutea pe aici, deasupra acestor locuri pitorești. Iată-le aici, ambele. Acum, prieteni, le voi tranșa. Dar rețeta de astăzi este friptură de rață sălbatică, bine aromatizată, cu o garnitură de varză roșie. Rotkohl aus Deutschland. Prieteni, să începem prepararea. Pentru a prepara o friptură de rață sălbatică, da, aveți nevoie de rață. Iată-le aici, ambele proaspete, așteaptă să fie tranșate. Carne de rață trebuie bine condimentată și vreau să vă prezint condimentele de bază pe care le voi folosi. O steluță de anason, cuișoare, frunze de dafin, un pic de pastă de tomate și mixul meu preferat, ca de fiecare dată, doamnelor și domnilor, sare și piper proaspăt măcinate în acest mojar. La garnitura de rotkohl, varză roșie, avem nevoie de o varză roșie. Prieteni, o găsiți în vânzare, dar vă asigur, nu e atât de simplă, are un gust extraordinar. Vom condimenta această varză cu, atenție, un pic de zahăr, un pic de suc de măr, o da, suc de măr, voi adăuga și niște miez de mere și, desigur, voi condimenta totul cu sare și piper. Să începem prepararea. Rața, ia-tu aici, cea mai cheptoasă pasăre, și anume acest piept
care este și grăsuț și cărnos. Deci, prieteni, cum se tranșează o rață? Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să dați mâna cu această rață. O apucați așa, frumușel, îi duceți aripioarele la spate, ați apucat strâns, luați un cuțit care are o lamă mai subțire și mai îngustă și tăiem. Am desfăcut rața, perfect. Acum e foarte important să-i scoatem plămânii. Nu avem nevoie de ei. Iată aici, prieteni, gata de a fi tranșată mai departe. Vom folosi un cuțit mai mare și vom tăia rața prin părți. Avem niște gambe, așa, pieptul neapărat, separat. Iată-l aici, cu tot cu aripioară. Perfect, prima jumătate este tranșată, iar spatele în jumătate. Același lucru facem și cu a doua rață. Mare noroc, am de un ajutor, de o mână dreaptă, Vlad. Salut! Vlad, te rog frumos, uite, am aici un cuțit magic. Te rog să decojești doi morcovi și două cepe și două mere, dar mai târziu. Dar între timp, poți să deschizi câte o bere. Facem. Ah, Vlad. Astăzi vom mânca vânat. Ei, hai! Continuăm. Far away, far away, far away. Every moment I was spending on. Gâsca este tăiată. E gâscă sau rață? Rață. Rața este tăiată. Acum, prieteni, vom condimenta ușor carnea, dar aveți grijă să nu exagerați cu piperul negru. Nu vrem să-l ardem. Condimentăm ușor. Perfect. Și suntem gata să adăugăm ulei în această tigaie pe care mulți o mai numesc disc. Atrageți atenție ce mega tigaie groasă, grea, perfectă pentru friptură. Turnăm uleiul și punem cărnița la prăjit. Perfect! Vrem această crustă aurie, de aceea începem să punem carnea cu pielea în jos. Prieteni, prăjim câteva minute pe o parte și pe alta până la această crustă aurie, după care scoatem carnea. Între timp vom pregăti legumele. Morcov, mulțumesc, Vlad. Morcovul, prieteni, îl vom tăia ca de obicei mai mușcat. Același lucru facem și cu ceapa. Vom folosi ceapa albă pentru carne, iar ceapa roșie pentru garnitură. Ceapa, morcovul este pregătit. Acum te rog, Vlad, să scoți carnea bine rumenită, observați, să o scoți, să o pui într-un bol, pentru că urmează următoarea etapă, călitul legumelor. La fiecare friptură vă îndemn să folosiți această tehnologie. Prieteni, acum, în acest ulei bine aromatizat, grăsime de gâscă, piper, sare, acum urmează legumele. Vom adăuga, în primul rând, morcovul. Ceapa, amestecăm. Am călit bine ceapa și morcovul. Acum, ca de obicei, vom adăuga pastă de tomate. Vlad, așa. Pasta de tomate e cel mai bun colorant atunci când facem sosuri împreună cu ceapă și cu morcov. Este baza perfectă pentru orice friptură. Priviți ce culoare! Acum este momentul să scăldăm totul în vin. Dar noi am ales varianta noastră pentru că suntem între prieteni și pentru că ne place berea. Vom adăuga un pic de bere. Perfect! Amestecăm totul și acum, prieteni, așteptăm să se evapore ușorul miros de alcool. După care începem să aranjăm carnea de rață. Iată aici cărnița noastră rumenită. După ce am aranjat-o deasupra legumelor,
prieteni, e timpul să condimentăm. Vom adăuga această steluță de anason, vom adăuga frunza de dafin și cuișoarele. Totodată vom săra și vom pipăra. Iar acum, prieteni, vom adăuga apă. Doamne, ce aromă! Acum, prieteni, punem capacul și așteptăm. Ne vom ocupa de garnitură. Of, mi-a dat fum în ochi. Vezi, mai bărs o lacrimă, că de mult n-am boșit. Să mergem mai departe. Deci, prieteni, vă spuneam despre o garnitură. Rotkohl sau Rotkraut. O garnitură pe care nemții, austriecii, dar și ungurii o adoră. Se prepară foarte și foarte simplu. Aveți nevoie de varză roșie. Scăpăm de primul strat. Așa. Tăiem varza de-a lungul, în jumătate. Acum, încă o dată, de-a lungul. Scăpăm de ciocan, iar acum, cu niște mișcări mai ușoare, începeți să tăiați varza. Tare nu-mi place să ridic capacul atunci când friptura se năbușă, dar vreau să văd acest tablou, vreau să simt această aromă. O, Doamne! Wow! Da! Știți ce lipsește aici? O aromă de usturoi. De aceea voi adăuga usturoi. Prieteni, voi tăia usturoiul în jumătate și voi pune direct în bulion acest usturoi și nu-l voi mai deranja vreo oră. Între timp, vom prăji, vom înnăbuși totul într-o oală. Nu înainte de a adăuga uleiul în ceaun, urmează ceapa roșie pe care o vom tăia, pai, ceapa, în ceaun. Între timp, adăugăm peste varză zahărul, piper și sare. Vlad, am în buzunar niște mănuși. Ele de aici, le îmbraci și încep să frămânț această varză. Eu, între timp, voi amesteca ceapa roșie. Așa, cu mâinile, mai strâng, mai cu... Așa, mai cu pasiuni. Iar noi, prieteni, după ce am călit un pic ceapa, o punem deoparte, așa, la călduț, să nu o ardem. Între timp, atrageți atenția ce face Vlad. Frământăm această varză, amestecând-o cu zahăr și sare. După care o lăsăm pentru 10 minute, 15 minute deoparte. Vrem ca varza roșie să elimine suc. Acest lucru se va întâmpla dacă faceți această procedură. Vom adăuga varza în ceaun. Vom adăuga și niște miez de măr. În bucătăria germană, varza se împacă foarte bine cu mărul. Merge în ceaun. Amestecăm și adăugăm un pahar cu suc de măr, dar puteți, prieteni, să adăugați și gemul de măr, care la fel este dulce, acrișor. Paprika afumată pentru aromă mai specială. Varza deja conține sare, zahăr, o notă acrișoară de la măr. Acoperim totul și lăsăm pentru 20-25 de minute. Gata! Prieteni, mâncarea este gata, acum nu ne rămâne decât să o savurăm, aici, între prieteni, aici, în atmosfera asta specială. Dar mai mult despre acest loc vreau să aflu de la gazda noastră, Andrei. Salut! Mulțumesc, Andrei, că ne-ai primit. Sper să te hrănim, să fii mulțumit. Povestește-ne mai multe despre acest proiect, despre acest loc. Da, bună ziua, în primul rând, îmi pare bine să vă avem drept ca oaspeți pe teritoriul complexului. Teritoriul complexului spune drept ca obiectiv de a promova turismul rural,
cât și bucătărie în aer liber, practic cei cu ce ne-am ocupat noi astăzi. Am observat, acest sat este în totalitate înconjurat de pădure. Cu ce se ocupă băștinașii? Care-i ritmul vieții aici? Practic, ideea de a investi în satul Zloț este de o perioadă de timp. Este un sat foarte mic, cu un potențial foarte mare, așa cum îl vedem noi. Și sperăm în timp apropiat, practic, o localitate foarte mică să ajungă la nivel național, cunoscută de către toți locuitorii Republicii Moldova. Și ne punem drept ca scop să găzduim și să primim în ospiții cât mai mulți oameni din toate punctele a Republicii Moldova. Ceea ce îți doresc eu ție, Andrei, ce doresc acestui complex, e o conexiune cu orașele Moldovei, în special cu capitala noastră minunată. Avem și un peron aici, pe care l-am filmat mai devreme. Cine știe, poate veniți cu trenul și poate plecați acasă cu trenul, în siguranță, după ce v-ați relaxat, cum se cuvine. Eu zic să luăm câte bere, să ciocnim. Vlad, mulțumesc, Vlad, pentru susținere. Noroc, sănătate, și la bine, și la greu, berea Chișinău. Hai, încă o dată. Așa. Mulțumesc. Eu vă doresc poftă bună. Și nu uitați, mâncați sănătos. Dar în primul rând... Gustos. Gustos. Extraordinar. Priviți cât de bine se simte această rață sălbatică în această friptură. De rață sălbatică, cu sos. Și desigur, ce fel de cărniță, ce fel de sărbătoare fără o garnitură. Atrageți atenția la această varză, cât de bine arată, ce aromă are. Primul servit va fi gazda. Andrei, arată. Nu-i cu... Nu-i Ce bani nu-și vrea. Mulțumesc, prieteni! Hai, noroc! Și sincronie, eu băut! 9, 2, 3, 3, o dată! Vedem, dați 3!